am mai avut podcasturi, dar n-am mai discutat subiectele astea pentru că am avut ocazia. Am avut prietenii adevărate, că nu suntem prieteni. Bă, proștilor, toți suntem prieteni de conjunctură. Și trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Corect. Nu trebuie să ne apucăm de plâns. Mamă, prietenul meu adevărat, tovarășul meu m-a trădat pentru... Bă, chiar calmați-vă, mă, băieți, mă. Și au problemă sexuală, mister, nu se mai împerechează, ei trăiesc într-o lume virtuală, ei fac sex virtual. Și mie îmi place proprietar, nu-mi place să stau cu chirie, de exemplu, că am nesiguranța aia de ziua de mâine. Și eu aș comenta, de exemplu, la o persoană, un om politician, să-i spun un mare mincinos și un mare bulangiu, sau nu știu, dau și eu un exemplu. Îmi vine să-i spun, du-te măi, manglitorule, că și mie vine. De-a lui Harare. Și la un moment dat spunea omul, avem două opțiuni. Fie folosim tehnologia să ne ajute, fie tehnologia ne distruge. Eu și te întreb pe tine așa. Când Iisus Hristos a fost ispitit pe munte, pe muntele respectiv, de diavol, și diavolul a spus în felul următor, vezi lumea asta? Lumea asta ți-o dau ție. Ți-o dau ție pentru că trebuia să dai seama că lumea asta aparține diavolului. Și a spus Iisus Hristos, lumea asta aparține, este a ta. Iau. Da? Nu Dumnezeu a spus lucrul ăsta. Lumea asta este a ta, adică lumea asta, adică aici în iad. Bă, aș bea un șpriț cu Mike Tyson. Eu. Mike Tyson, este idolul meu, Mike Tyson. Nu știu, ideea este că noi nu înțelegem viața și lucrurile suntem care... Suntem cam proști noi oameni. Cam idioți. Exact. S-o spun pe aia românească, noi nu înțelegem istorie. Mereu găsim câte o explicație. Găsim o explicație, ba deci spirituală, da, ba rațională și noi, de fapt, nu avem niciun răspuns. Exact. Stăm ca niște idioți și atunci te întreb pe tine așa. Ce avem de făcut? Ne trăim viața? Hai, pana mea, să ne trăim viața. Și n-ai apucat, din păcate, să faci chestia? Da, într-adevăr, am avut un regret că nu m-a luptat cu Badr Hari. Așadar, prezentarea i-am făcut-o domnului de afară, dar nu mă deranjează să mai fac încă o dată și să spun că este un om pe care îl simpatizez foarte tare, pe care îl admir foarte mult pentru tot ce a făcut în sport și pentru tot ceea ce face în continuare. Astăzi, fraților, ne aflăm la Academia Cătălin Moroșanu și stăm de vorbă chiar cu domnul Cătălin Moroșanu. Mamă, ce prezentare extraordinară mi-ai făcut, sunt măgulit de... Nu, da, bine, în afara faptului că am cochetat și așa cu sportul de performanță, când vine vorba de sportivi de performanță care au reușit, mie mi se cam moaie genunchi așa un pic, știi? Adică la modul frumos. Blestemul nostru, a tuturor, chiar și al tău, chiar și al meu, este că la un moment dat nu mai suntem în centrul atenției cum eram obișnuiți și plătim într-un fel prețul succesului prin această uitare. Bine, te mai știe lumea, dar nu mai ești cum erai înainte. Da, bine, îți dai seama că n-ai cum să fii ca înainte, pentru că atunci erau transmisiuni la TV, lumea vorbea despre tine, lumea paria pe tine sau împotriva ta. Acum e mai greu, dar eu cred că mai ales prin ceea ce faci prin academia asta în care ne aflăm acum, poți să dai mai departe și cred că este mai important decât să fii ținut minte, pentru că asta vorbeam și cu un alt prieten acum vreo 2-3 zile și spunea că nu te mai țin minte rudele, adică strănepoții tăi nu mai știu de tine, adică eu cel puțin nu știu cum l-a chemat pe tata lui străbunicul meu, de exemplu. Și corect. Nici nu prea m-a interesat. Așa este. Așa că ce pretenții să ai de la niște străini care s-au bucurat alături de tine până la urmă. Dar tu cred că ai avut de oferit foarte multe ca sportiv și probabil că acum ca antrenor ai de asemenea foarte multe. Sunt la început de carieră. Am 6 luni de când am deschis Academia de Arte Marțiale. De asta este Academia. Ce înseamnă Academia? Academia înseamnă ca în sala mea să se practice mai multe arte marțiale. Nu numai kickboxing. Avem și jiu-jitsu brazilian, avem și MMA, avem și Kempo, avem și Karate Kyokushin, avem și Muay Thai, da? Avem și Krav Maga, avem foarte multe sporturi pe care încercăm să le promovăm și să le înglobăm în această academie.
Să știi că ideea asta mi-a venit în Survivor. Ți-i minte că eram pe insula aia și stăteam, vai de capul meu, oropsit de soartă și am avut timp să mă gândesc la toate lucrurile pe care vreau să le fac după ce ies din acest concurs. Și m-am gândit și la lucrurile bune pe care le-am făcut și lucrurile mai puțin bune. Și am stat și mi-am pus întrebarea, ce fac după? Ce fac cu viața mea după? Tu te-ai lăsat la 30... 35 de ani. 35 de ani m-am retras. M-am retras în glorie. Și cred că ăsta e cel mai important lucru, să te retragi când ești sus. Nu să ajungi un moșuleț care se mai luptă pentru niște bani și ia și bătaie de la unul mai tânăr. Da. Bine, tu n-ai de unde să înțelegi chestia asta, dar... Înțeleg că mă uit la Federer, de exemplu. Bine, tu nu poți să compari tenisul cu kickboxing-ul. E cu totul altceva. Bine, și tenisul este un sport foarte greu. Eu chiar am jucat tenis și mi se pare extrem de solicitat. Și rugby ai jucat. Și rugby, 6 ani. Dar în partea de fighting și în partea de lupte, nu ai cum să mai duci. Nu mai duce corpul, nu mai duce organismul, pentru că prin aia tineri care au energie, care sunt puternici. Eu sunt convins că tu știi mai multe despre chestia asta decât mine, dar l-am văzut pe Tyson acum pe net, care se antrenează la 60 de ani și are o viteză văzut, de... L-ai văzut, dar meciul ăla a fost... Păi da, dacă îl pui pe Tyson să se bată cu, nu știu, cu Anthony Joshua sau cu, nu știu, cu Wilder sau cu Tyson Fury, da? Să spun, nu rezistă în fața lor. De asta sunt convins. Înțelegi? Nu te poți lupta sau să poți boxa cu unul care are o vârstă mai joasă ca tine. N-ai cum. Este imposibil. Când s-a luptat la vârsta lui, s-a luptat tot cu unul de vârsta lui. Tot a fost un fel de meci. Mai mult de show, că nu au fost un meci pe bune să spui absolut, că... Absolut, eu ziceam doar că încă pare, s-ar putea să mă încerc, eu nu sunt vreun expert, dar așa, după ochi, mi se părea că încă e viu, că are energie, că ar putea să te facă praf, mă rog, ar putea să-i facă pe bine, mulți. Bine, ar putea să facă praf pe un om normal, dar un sportiv pregătit, n-ai cum să reziști. Păi ia gândește că tu ai câte două antrenamente pe zi, mister. Ai dimineață și seară. Dimineață faci pregătire fizică, palmare, tehnică, seară faci sparring sau orice alte chestii. N-ai cum să duci două antrenamente. Și nu mai ales că sportul nostru este... Mai ales că sportul nostru este pe rezistență fizică și pe foarte mult sparring. Dacă eu... De exemplu, azi fac sparing, 10 reprize. A doua zi trebuie să fac chiar sparing. Păi eu când sunt bătut 10 reprize, tu crezi că eu a doua zi mai duc cum duceam înainte? Corect, corect. Că, mister, kickboxing înseamnă bătaie, să înțelegem. Înseamnă... Nu, mă gândeam că... N-ai dat, nu dai o rachetă, știi, de ping-pong sau de tenis. E altceva, știi? Eu te cred, dar mă gândeam la Foreman. Mă gândeam că mai prins ăștia pe la 47-48 de ani. Te referi la Anthony Hopkins, care s-a luptat, într-adevăr, dar nu la nivelul ăla. La boxeri, mă rog, nu știu dacă... Bănuiesc că e diferență totuși destul de mare și risipa e mult mai mare, parcă, de energie la kickboxing decât la... Da, la kickboxing este mai dur pentru că loviturile sunt foarte puternice. De ce? Sunt mai 3 reprize, nu sunt 10. 10 reprize ai timp să dozezi efortul, mai faci o eschivă, dar la noi, timp de 3 reprize, bătaie din aia ca hoții de cai. Să înțelegem. Tu erai bătăuși când erai mic? Nu. Nu? Mister, am fost un copil timid. Mă roșeam la față, eram durduliu. Și copiii făceau mișto de mine și la vârsta de 14 ani m-am apucat de rugby. Asta mă gândeam. M-am apucat de rugby ca să... Aveam la un moment dat un coleg care făcea rugby și l-a respectat. Și zic, uite, la face rugby, wow. Și am zis că, bă, frate, ia să fiu și eu ca ăla. Și m-am înscris și eu la rugby, să fiu și eu ca colegul meu de clasă. Și după un an de zile toată clasa mă respecta, că era rugbyist. Și așa mi-am căpătat încrederea în propriile mele forțe, să fiu eu ceea ce sunt. Bine, kickboxing-ul după aia m-a dus maxim în ceea ce sunt eu și în
felul cum manifest eu în viața de zi cu zi de înainte, eram timid, eram, nu aveam încredere pe mine, forțe. Crede-mă, nu am fost niciodată bătăuș. Bănuiesc că și succesele tale te-au făcut un pic mai sigur pe tine. Adică așa este, dar sportul individual m-a făcut mai sigur pe mine. Sportul individual mi-a dat o încredere în propria mea persoană, pentru că eu când sunt pe ring sunt singur, nu sunt cu echipa. Și eu sunt față în față cu adversarul meu și atunci eu trebuie să, totul depinde de mine. De puterea mea psihică, de forța mea fizică. Și chestia asta m-a ajutat foarte mult. De asta eu recomand tuturor copiilor să facă sporturi individuale, pentru că le dă o încredere mai mare în propria persoană. Plus că trebuie să cauți soluții. Acolo când ești vorba ta față în față, e cam ca la tenis până la urmă. Ești tu cu ăla, e ca în viață, da? Exact. Trebuie să cauți soluții. Cine paștele măsi își lasă telefonul deschis, firar, mama? E al tău? Al meu, da. Un bou. Da, mă, chiar, nu știu cine. Să-și pune telefonul pe silent. Pe silent, mai ales că suntem acum în înregistrare. Oprește-l, mă, sau până pe seara, oprește-l. Pune pauză și continuăm. Dar nu e că, la mine e mai la liber, așa, deci nu e... Da. Că cum faci cut. Da. Dai seama. Da. Deci erai timid. Da. Bătaie îți luai de la părinți? Normal că l-am dat. Da? Nu suntem generația care... M-am luat și câte o palmă peste cap. Da. Bătaie cu cureaua. Cu fluierul mi-am luat minte. Cu fluierul nu știu. Fluierul n-am luat niciodată bătaie. Da. Nu eram o familie de artiști. Fluier? Păi da, nu să te bată cu fluierul. N-aveam fluier în casă. Aveam melesteu. Știu că tata era și el sportiv. Era fotbalist. Am luat multă bătaie, că eu am fost destul de rebel. Aveam multe, cum să spun eu, idei care erau destul de năstrușnice și mi-am luat multă bătaie când am fost mic. Dar nu le reproșesc părinților mei. Se vede la ăia care își iau la bătaie și ăia care, nu? Cum? În ce sens? Nu știu, că am mai pus întrebarea asta de câteva ori. Și ăia care nu sunt foarte disciplinați, de aia, gen eu, știi? Adică eu nu am fost niciodată vreun, dacă aș fi fost disciplinat, cred că s-ar fi aflat până acum. Da, da. Dar nu e cazul. Dar uite că, deși toată lumea în ziua de astăzi condamnă chestia asta, la tine, la alții cu care am mai stat de vorbă și care au fost bătuți când erau mici, am mai auzit și de Matthew McConaughey, care tot la fel povestea că își lua bătăi de la părinți, pe bună dreptate, adică merita de fiecare dată, un alt om disciplinat, funcționat. Da. Mister, până la urmă, violența la o vârstă fragedă, poate mai încolo, într-un mod subconștient, să lucreze, știi? Violența naște violență și poate și din cauza asta suntem cum suntem sau... Bine, nu m-am apucat de sportul ăsta că am fost bătut mic, de mic, dar așa a fost să fie. Eu cred că sunt foarte mulți care l-au bătaie când au fost mici, asta nu înseamnă că s-au apucat să bată lumea pe România. Stradă. Și mai ales în România. Avem, da, educația comunistă. Da? Exact. Când ce vorbeai? Câte luai la 7, 8, vai, mamă, bătaie. Nu exista. Acum nu mai putem să mai facem chestia asta, copiii noștri. S-au schimbat vremurile și concepțiile și așa mai departe. Imaginează-ți, adică bănuiesc că aici în sală, dacă sala asta ar fi existat, mai bine zis, acum 40 de ani, sunt convins că aici s-ar fi întâmplat... Fățioare! Deci mai ușor, mai... Cine a venit? Dar vorbiți că acum suntem în podcasting. Așa. Zic, cum erau gimnastele de la... Unde era? La lotul de la Deva, nu? Lotul de la Deva, exact. Care erau bătute. Exact. Își luau omorul... A, păi și eu, mister, nu luau bătaie de la antrenorul meu. Îmi dădeau palmă peste cap. Fugi, mă, de aici. Sau ce? Am avut momentele astea. Ce tu nu faci astăzi de aici? E cum să iau copilul să... Pe lângă faptul că se luptă în sală cu alt coleg, îi mai dau și o palmă după cap, fugi mă, fraiere. Eu, hai să spun o fază. Mereu am încercat să evit acea cultură a boxului. Pentru că
La mine salon se face box. Se face kickbox, artă marțială. Nu vreau să am de-a face cu ideea de box. Pentru că sunt antrenorii aia bătrâni, comuniști, care iau pe aia, du-te mă, prostule, ești un fraier, ești un... Vreau atâta poți, știi? Nu există așa ceva. Trebuie să schimbăm mentalitatea. Trebuie să luăm copilul, să lucrăm cu el. Să-i dăm încredere în faptul, da, frate, ești cel mai bun, ești cel mai bun, muncește, ești cel mai bun, trage, ai luat bătaie, mergi în continuare. Trebuie să creăm o mentalitate de învingător, nu ești un fraier, ești, tu crezi că toată lumea se ambiționează, dacă ție spun că ești fraier, te ambiționezi, poate la un moment dat chiar crezi că ești fraier. Și mai ales, în momentul când lucrezi cu un copil, trebuie să crești un leu, un tigru, un luptător puternic. Nu avem nevoie de supuși, de cățeluși. Corect. Asta e mentalitatea mea și aceeași mentalitate vreau să o implementez și elevilor mei. Cresc un leu, lasă-l să se dezvolte, lasă-l să aibă caracter, să văd care caracter, pentru că în momentul când se luptă și are un moment dificil, atunci este caracterul lui la suprafață și atunci poate să ia o decizie singur. Nu trebuie să te uite în ochii mei și zic că mai stai la bătaie. Nu, frate, fii puternic, fii leu, fii cum ești tu, îți dau voie. În același timp vreau să fii și disciplinat, să mă asculți, să tragi la sac, să tragi la antrenamente, dar te las să fii și tu însuți. Despre asta este vorba. Eu nu vreau să creez roboți în sala mea. N-am nevoie de niște roboții care se elea. 1, 2, croșeu, high kick la cap. Da, poate o seară. Nu, eu te las pe tine să te dezvolți tu singur. Mintea ta să funcționeze și să reacționeze la lovituri și să exact în stilul brazilian. Și cum erau brazilieni la fotbal, talentul ăla, da? Exact stilul brazilian vreau să-l implementez și la mine la sală. Foarte tare. Da, acum, da. Fără niciun fel de caterincă, îmi vine să-mi iau mănușile și să mă trezi în antrenament după discursul ăsta pe care tocmai l-ai avut. Foarte tare. Ai avut vreun regret în urma carierei tale ca sportiv? Adică e ceva ce ți-ai fi dorit să faci sau să te lupți cu cineva, să te bați cu cineva și n-ai apucat din păcate să faci chestia? Da, într-adevăr am avut un regret că nu m-am luptat cu Badr Hari. Trebuia să mă lupt de două ori cu el și de fiecare dată s-a întâmplat ceva, ba, s-a desfințat promoția respectivă, când trebuia să mă bat a doua oară, l-a arestat cu două săptămâni înainte de meci. Din punctul ăsta de vedere, cred că ăsta e regretul cel mai mare, că nu m-am luptat cu Badr Hari. Un alt regret pe care l-am din punct de vedere sportiv este că m-am apucat de politică, am pierdut foarte mult timp, da, cu politica și nu am concentrat destul de mult să-mi doresc, nu știu, să visez mai mult, să fiu mai tare, să ajung mai sus. Politica pentru mine a fost, într-adevăr, un lucru care m-a tras în jos, dar în același timp m-a și dezvoltat personal. Pentru că dacă nu făceam politică, poate nu înțelegeam cum funcționează lumea, sistemul de România. Nu reușeam să ajung la un nivel să pot să vorbesc cu oameni de afaceri, cu directori de instituții, cu primari, cu președinte de consilii județene. Am pierdut pe o parte, dar am câștigat pe cealaltă parte. Vezi că așa e în viață, mister, nu le poți avea pe toate. Știi? Da. Ești un talent ieșit din comun la un moment dat, dar uite, vezi că nu ești bun pe partea de business. Ești bun pe partea de business, dar nu ai fost un talent extraordinar. Bă, eu cred că ai avut niște performanțe fantastice în sport, într-adevăr. Acum te-ai apucat în 2012, nu, de politică? Da, da, da. Bă. Din 2012 până la sfârșitul carierei tale au mai trecut cât? 6 ani, 5 ani? Da, mister, eu în 2012 mi-am atins scopul meu final. Deci a fost 10. Momentul în care ai zis... A fost momentul când m-am ajuns în Final 16 în Tokyo. Acolo mi-am dorit eu să ajung. Măcar în Final 8. Da? Final 8-ul care... Eu chiar m-am calificat în Final 8. Eu nu speram să ajung în Final 8. Eu vreau să ajung în Final 16 în Tokyo. Am ajuns acolo. Exact unde am visat eu și am și câștigat meciul cu Paul Slovis. Ei, după meciul ăla, n-am mai avut, cum să spun eu, motivație, tragerea, pentru că mi-am atins scopul. Bă, este o altă promoție, că e glorie, că sunt 1000 de promoții în lume. Eu, în mintea mea, am vrut și am ajuns acolo. Și
De acolo am început, după ce m-am atins scopul, am început să am așa o decădere sportivă. Pentru că nu mai aveam motivația. Și un sportiv trebuie să aibă o motivație foarte puternică ca să poată să facă performanță. Corect. Și nu numai în sport, adică în general, în viață ai nevoie de obiective ca să poți să... Fără obiective și fără să visezi, n-ai să ajungi nicăieri. Eu când le spun tuturor, visați mă, și eu visez, e visul meu. Visul meu este să am 10 academii în toată România. Să am o clădire imensă, mare, dar mare, și să aibă intrarea templul la Shaolin, care îl vezi să fie așa o intrare frumoasă, gen templul Shaolin. Să fie exact ca ala de acolo? Bine, nu, să, nu interiorul, să fie intrarea ca un templu Shaolin și în spate să ai așa o clădire imensă, okay, unde să fie mai multe săli. Da? Eu e visul meu, eu visez. Nu mi-e rușine să visez, mister, trebuie să visăm. Visăm, în același timp ne punem și în aplicare visul, da? Făcând pași concreți către finalitatea, da? Către finalitate, că n-ai cum altfel. Și le spun la toată lumea, bă, visați că se poate îndeplini chestia asta. Nu știu cum facem, pe dracu în patru. Facem, nu asta este. Că dacă îți pui minte și îți repeți mereu, bă, vreau o academie, mai vreau aia, la un moment dat se îndeplinește. Și se întâmplă să... Și atunci când se întâmplă, trebuie să fii pregătit pentru chestia asta. Când a oprit în ungară, mister, trebuie să urci în el. Nu-l lași să treacă, că rar, corect, greu mai vine celălalt. Da, asta cu... Eu mi-am pus pe telefon la un moment dat, tocmai ca să o văd de mai multe ori, am un obiectiv, nu o să-l zic acum, că nu vreau să vorbim prea mult despre mine. Nu. Dar mă rog, în următoarele 6 luni mi-am propus eu. Și de fiecare dată când pun mâna pe telefon, pentru că pun mâna pe telefon, cred că de vreo 100 de ori pe zi, eu văd ce scrie acolo și mă gândesc la chestia aia și o procesez. Și tocmai din motivul ăsta s-ar putea să am ceva șanse să se întâmple mai repede și mai bine față de situația în care nu m-aș uita sau nu m-aș gândi la fel de mult la toată povestea asta. Dacă ar fi să se facă un film despre viața ta, ce actor ai vrea să te interpreteze pe tine? Să-l joace pe Cătălin Moroșan. Sincer să spun, m-am gândit niciodată la chestia asta. Chiar am un prieten foarte bun, pe Alin Huiu, care este și managerul meu, vreau să fac un documentar despre viața mea. Și chiar m-am întreprins pași serioși, chiar te vorbește și cu Strunilă, și că el a scos pe Netflix, a scos filmul, am uitat cum se cheamă filmul ăla. Perfect necunoscut. Aia necunoscut, mă, care a avut un succes imens. Și noi încercăm, el încearcă să facă un documentar despre viața mea. Bine, e foarte greu să faci chestia asta și, da, într-adevăr, viața mea este o poveste și dacă ar fi vreodată să spun toate prostiile pe care le-am făcut, nu știu, n-aș avea timp. Crede-mă că am greșit mult în viața mea, dar fără aceste greșeli n-aș mai fi ceea ce sunt în momentul de față. Noi trebuie să greșim ca să putem să mai încolo să ne dezvoltăm de anumite puncte de vedere. Că dacă ție spun nu fă aia, tu spui da, așa este, tot trebuie să o faci. Și o faci. Și tot o fac, exact. Și tot o faci. Hai, mister, ăștia suntem noi. Suntem noi cu capul de pereți prima dată. Lufii meu, de exemplu, dacă vreau ceva de la el, pentru că e mult mai încăpățânat decât a sfârșit masa la un loc, eu trebuie să zic invers. Ca și cum, te rog frumos, bea cola asta. Bea cola asta, că e ora 10 seara. Eu știu și beau, te rog frumos. Te bă, cum să beau cola? Dacă zic, bă, nu bea cola la ora asta. Bea cola. Exact. Acum depinde, știi? Fiecare funcționează într-un anumit fel. Și m-am învățat, dacă vreau ceva de la el, trebuie să zic exact pe invers. Nu poți, mă, tu să faci chestia asta. Nu, mă, trebuie să beau cola. Știi? Dar, mă rog, eu mă gândeam acum la un actor celebru. Adică dacă... Să zicem așa, de dragul conversației, că ai vrea să te joace, nu știu cine. Da, deci eu sunt Cooper, nu, eu sunt un mare fan de-a lui Tom Hanks. Îmi place maxim, are filmul la Cloud Atlas, mi-a plăcut foarte mult. Mai zic de Forrest Gump, am mai făcut și filmul ăla Naufragiatul, care
mă, mi se pare o capodoperă să stai singur pe insula aia și să joci. Da, să interpretezi cum a făcut-o el, mi se pare geniu. A, și mai are și un film foarte șmecher, Terminalul. Da, mamă, băiatule. Nevasta Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones. Cu da. Catherine Zeta-Jones. Mamă, băiatule, cum a jucat rolul ăla de refugiat rus sau ce era acolo, din ce stat din fosta Uniunea Sovietică. Bă, cum a reușit să joace și cum a reușit să... Și te uitai așa la el și, mamă, deci eu admir pe omul ăsta maxim. Și dacă vrei să vezi rolul multiple și să-l vezi în diferite ipostaze, te uiți la Cloud Atlas, la Atlasul Norilor, care mi se pare o capodoperă. Și nu știu de ce nu l-am văzut pe ăsta, că mie îmi place de Tom Hanks. Este un film extraordinar. Bine, e pe stilul meu, că eu cred în reîncarnare, cred în vieța anterioare, consider că suntem lăsați pe pământul ăsta cu un anumit scop, să ne dezvoltăm spiritual, să încercăm să evoluăm de anumite puncte de vedere. Și filmul ăla chiar prinde absolut toate aspectele vieții și să vezi cum ai fost într-o viață anterioară, ai fost rău, după aia ai fost, după ce ai fost rău, ai fost sacrificat, la un moment dat iar te reîncarnezi, ești bun, ești mai bun până ajungi la ultimul nivel. E foarte tare filmul, mister. Trebuie să-l vezi. Trebuie să... Nu știu de ce. Să-l vezi că la Atlasul Norilor. Este o capodoperă. Foarte mulți. Am mai pus și o întrebare asta pentru că îmi place să aud ce cred cei de lângă mine, pentru că mă preocupă și pe mine. Chestia asta cu moartea și ce se întâmplă după ce nu mai suntem pe pământul ăsta. De ce crezi tu că e ceva după? Pentru că foarte mulți îmi zic, păi nene, eu zic că nu o să fie nimic. Sunt aproape convins că murim și nu se mai întâmplă nimic. S-a terminat. E stop joc. Păi, este stop joc. Ne înțelegem. Mie este stop joc. Dar ideea este... Eu n-am înțeles un singur lucru în toată povestea asta. De ce sufletul nu are memorie dacă se reîncarnează? Ce? Adică eu n-am o memorie a sufletului meu în momentul când mă reîncarnez în altă persoană să știu ce am făcut eu acum câteva vieți. Și nu înțeleg, nu, eu asta nu pot să înțeleg. De ce nu are memorie sufletul? Fii atent, hai să-ți dau următoarea situație. Să zicem că într-o viață anterioară ai fi fost femeie. Corect, da. Ai fi vrut să ții minte câți bărbați ți-au tras-o? Aoleole, cum o pui și tu acum? Bune, nu zic și acum. Te întreb, eu n-aș fi vrut. Băi, eu am înțeles ideea, dar acum... Sau să știi cum ai murit. Dar nu știu, dacă ți-a tăiat cineva capul la un moment dat, da, toate traumele alea. Și ce vrei, ce vrei să faci? Cred că ți se dă de fiecare dată șansa, eu așa cred, să o iei de la zero. Să o iei de la zero și să vezi până unde poți să o duci. Da, mister, dar tu ești conștient că dacă ar fi să o luăm după normele religioase și etice, din toate religiile, ne dăm greș de fiecare dată. Nu ne ajungem niciodată la nirvana să atingem iluminarea. Foarte... Păi, 0,01 din populația omenirii și sunt 7 miliarde, poate ating nivelul ăla. Și mereu picăm testul ăsta. Mereu îl picăm. Poate da? La un moment dat, împreună, separat, unul singur dintre noi, o să reușească mai mult decât a reușit până în momentul respectiv oricare altul. Nu știu, ideea este că noi nu înțelegem viața. Și lucrurile suntem care... cam proști noi oameni. Cam idioți. Exact. S-o spun pe aia românească. Noi nu înțelegem istorie. Mereu găsim câte o explicație. Găsim o explicație, ba de spirituală, da. Ba rațională. Și noi, de fapt, nu avem niciun răspuns. Exact. Stăm ca niște idioți și atunci te întreb pe tine așa. Ce avem de făcut? Ne trăim viața? Hai, pana mea, să ne trăim viața. Hai să ne bucurăm de lucrurile mărunte. Hai să ieșim cu prietenii. Hai să bem ceva. Hai să, nu știu... Nu știu, să ne bucurăm de familie, că sunt și uite și familia la un moment dat îți vine când, la momentul potrivit, să te bucuri de copiii tăi. Ce am de făcut altceva? Să spun eu ție, acum, bă, Luciane, fii atent, că dacă ești lângă mine, să vezi că acuși ajungi în nirvana dacă faci ceea ce spun eu. Nu mai pot să mai am răbdarea asta, știi? Uite, niște oameni care, într-adevăr, se duc spre iluminare și au reușit și reușesc să ducă războiul ăsta, sunt călugării de pe muntele Atos. Bă, să fiu un călugăr pe muntele Atos,
Să duci războiul ăla invizibil. Și ei duc un război invizibil. Să te lași de lume. Să te izolezi. Să renunți la trupul tău. Păi, mă, minister, după aia fii atent că sunt trei nivele. Sunt trei nivele către nirvana sau către mântuire. Asta e o carte scrisă de Arsenie Boca, care are împărăție. Deci eram acolo în birou. Și primul nivel este lumea. Prima oară trebuie să învingi lumea. Dar lumea din jurul tău, care este un obstacol în mântuirea ta. Pentru că eu vin și te influențez. Ce spun? Băi, Lucian, hai să fumăm. Bă, Lucian, hai să mergem să ne o tragem cu niște gagici. Bine, acum nu ne mai tragem. Când eram în tinețe, ne făceam viața. Acum nu mai facem. Dar dau un exemplu, da? Ei, lumea, ideile lor te influențează și sunt un impediment în calea libertății tale spirituale. După ce reuși să învingi lumea asta, da? Vine următorul nivel. Trup. Trup. Trupul, care este un alt impediment în calea mântuirii tale. Pentru că trupul este cel care se cere. Trupul îți cere mâncare, trupul îți cere sex, trupul îți cere nicotină, trupul îți cere multe lucruri. Și el este un impediment în calea mântuirii tale. Și ultimul nivel, nivelul cel mai greu, este diavolul. Da? Diavolul, acea ființă sau spirit nevăzut. Da? Ei, la nivelul ăla trei se luptă călugării pe muntele Atos. Ei au reușit să vingă lumea, au reușit să vingă trupul, dar se luptă cu diavolul. Și povesteau acolo multe chestii. Că eu am fost pe muntele Atos de două ori și o să mă mai duc. Acolo chiar simt că este o energie incredibilă acolo. Și spuneau ce lupte duc. Mie, când i-au auzit pe ei, eu cred că îți povestesc așa, ca de chiar trăiesc lucrul ăsta, pentru că am cunoscut muncitori. Că acolo pe muntele Atos sunt și muncitori care lucrează pentru călugări. Și am întrebat pe muncitori, că sunt mirenie, n-au treabă cu... Și ei mi-au spus, bă, Cătăline, păi tu știi ce luptă duc călugării acolo? Cum se luptă cu diavolii, cum intră în ei, cum se trântesc, cum se... Chestia adevărată, mi se... Și eu cred în lucrul ăsta, că am fost acolo. Da. Și, bine, ne-am luat de la suflet și de la multe alte lucruri. Cam asta este calea. Și calea către mântuire este un gust rău. Așa, să ajungi pe vârful ăla, pe Everest, e greu să ajungi. Deci am vorbit despre moarte, despre viața de apoi, despre mântuirea sufletului și așa mai departe. Acum te așteptai să vorbim noi despre lucrul ăsta? Mă bucur foarte tare că am ajuns să dezbatem subiectele astea, dar chiar nu mă așteptam. Hai să mai cotim așa. Să dăm în partea aia să lumească, știi? Exact. Să lăsăm spiritualitatea la o parte. Nu sunt convins că cei care se uită acum la noi o să se bucure și ei la rândul lor. Dar asta ar putea să se bucure și mai tare în momentul în care eu să te întreb, pentru că asta e întrebarea mea preferată. Deci nu pot să mă abțin să n-o pun de fiecare dată. Dacă ar fi să bei un șpriț cu trei celebrități, care ar fi alea? Poate să fie viața sau nu? Aș bea un șpriț cu Mike Tyson. Mike Tyson, este idolul meu, Mike Tyson. Și cu Mike Tyson aș bea un șpriț. Cu Tom Hanks aș vrea să beau un șpriț, am înțeles că nu prea bea alcool, din câte am aflat eu. Așa. Eu vreau un șpriț light acolo pentru da, el. Da, așa. Și o altă celebritate care aș vrea să bea un șpriț și să stau la băut cu el. Poate să fie și personaj istoric sau... Absolut, oricine. Aș vrea să beau un șpriț. Priți cu Alexandru Macedon. Ok. Ăla care a plecat din Grecia, s-a dus până în Persia, a făcut și acolo distracții și bacanale. După aia s-a dus până în India, mă, ăla și-a trăit viața și a murit și tânăr. Și ăla cred că a făcut multe șpițuri. Cred că aș fi vrut să-i spun, băi, Alexandru, hai dă-mi și mie ceva, hai să bem împreună, unde vrei? Și spune-mi unde vrei, tati. Băi, vreau și eu acolo, vreau un Babilon, că îmi place. Foarte bine, hai că mergem acolo. Hai, aducem niște cadâne, dă-i drumul la treabă. Și cu Tom Hanks, ce ai vorbit cu Tom Hanks? Aș vrea să-l cunosc mai bine, pentru că mă fascinează acest actor. Și mi-aș dori, efectiv, să văd cum este, ce fel de om. Are aceeași nevastă de foarte mult timp,
Îmi place lucrul ăsta. Nu știu, vreau să întreb, cum ai jucat, mă, în Forrest Gump? Cum ai reușit să fii așa de tare în filmul ăla? Cum de reușit să interpretezi personajul? Băi, eu am plâns de fiecare dată când... Și acum plâng la când mă la Forrest Gump. Sau și acum plâng la Naufragiatul când pierde... Era, știi, mingea aia care era colegul tovarășului și la un moment dat am început să plâng după o minge, da? Și o plângeam alături. Deci, crede-mă, așa de emoționat a fost. Bine, și regizorul. Regizorul, scriitura. Scriitorul, da. Și actorul, că dacă actorul nu reușește să... Da, asta am convenit. Da, dar nu... El este genial. Da, da. Dar trebuie să ai parte și de scenariu, să ai parte și de regizor. Bine, asta înseamnă industrie bine pusă la punct. La noi se întâmplă mai așa. Dar mi-am adus aminte că te-am văzut într-o reclamă în care mi-a plăcut foarte tare de tine. Care reclamă? Cam mai multe reclame. Eu am fost plecat din țară și n-am apucat să văd decât pe net una singură. Deci mai multe reclame nu am văzut cu tine. Era un clip în care tu erai ghid turistic. Am aia de la Superbet, mă. Da, cred că. Da, 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 da. Deci, bă, a fost genială. Spălăria. Da, dar fii atent, hai să spun o fază. Cum era scriptul? Da, o filmez vreo 5 ore și scriptul era în felul următor. Românesc. Nu. Trebuia să spun în limba franceză, corect. Vous pouvez voir. Le beaucoup, nu beaucoup. Vous pouvez voir l'architecture. Cam așa era. Și la un moment dat, în 5 ore... Când am început, deja vorbeam franceză, deja eram francez eram. Și după 5 ore de filmat, vine un regizor și spune, stop! Nu ne place așa. Și a zis, bă, voi sunteți nebuni, cum e ca? Cătăine, vreau să faci o românească, o franceză românească. Mă. Fă o franceză românească și vreau să fii funny, vreau să fii, să faci catering. Și am făcut catering în mist. Și într-o oră, după 5 ore de filmat, într-o oră a ieșit reclama asta. Și a fost genial. Mie mi-a plăcut foarte mult. Am zis, eu uite mânca terenele. Da, exact. Exact. Absolut, orice detaliu, orice chestie, contează. Contează, mister. Trebuie să ai și acel ceva. Da, da. Dar este și foarte important să vină cineva să spună, fă ce crezi tu că ar fi bine ca să iasă bine. Exact, exact. Mi-a explicat, mi-a spus, bă, trebuie să fii un francez. Sunt unora care la spui, fă ce crezi tu și este un rahat. Nu, dar nu. În cazul ăsta, da. Nu, și eram, ți-am zis, așa de bine prinsesem, eram și încălzit după 5 ore de filmat, eram la Teatrul Național, eram acolo în față. Dai seama, când mai, așa, și bă, hai să o facem și pe asta. Și eram și rolul, eu eram în rolul principal, toți erau obosiți și am zis, hai mă, să o facem. Am început. Băi, cu velu, petit, știi? Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ai vreun super erou pe care îl admiri? Super erou? Da, gen Batman, Spider-Man, frații mei, Lajman, cum era melodia aia. Băi, mie îmi plac super eroi negativi. Și gen Joker așa. Nu sau? Joker. Bă, nu, mie nu-i fan, nu sunt stilul. Tu știi pe ăla care a adus sfârșitul lumii, sfârșitul universului, cum îl cheamă mă pe ăla? Gen Thanos. Thanos, mă. Bine, mi-a plăcut și actorul, că a fost șmecher Thanos ăla. Mi-a plăcut mă Thanos ăla care era mai tare ca toți supereroi. Ăla era șmecher. Avea, parcă zicea și ceva bine. Asta... Zicea. Că ai observat ce a zis el? Păi eu a trebuit să distrug tot universul, pentru că dacă nu distrugeam universul, nu era echilibru. Și era rolul meu este să distrug universul și lumi. Ca să putem să echilibrăm balanța, da? A tot ceea ce ne înconjoară. Foarte tare chestia asta. Bine, a fost și un mesaj că suntem prea mulți pe pământul ăsta și... Trebuie să avem o anumită explicație. Hai să mai dăm o pandemie. Da, hai să mai dăm o pandemie, mai dăm un război, dar consider că nu războaiele neapărat o să ne distrugă, cred că o să ne distrugă niște pandemii
că și pandemia asta poate a fost un experiment. Acum nu fac teoria conspirației, dar cred că o pandemie sau un virus o să omoare foarte mulți oameni, zic eu. Acum nu știu cât de pregătiți erau ei pentru conspirații în secolul 19, atunci când a fost aia cu gripa spaniolă și așa mai departe, o situație asemănătoare. Și atunci au murit milioane de oameni. Atunci chiar au murit. Aia a fost o pandemie. Dar se întâmplă chestia asta, nu știu, istoria se repetă, nu știu dacă ai observat. Păi a fost ciuma. Pe cât? Bă, deci au murit, nu știu cât au fost vreo 75 de milioane de locuitori în Europa, când a venit prima oară ciuma neagră, și au murit 25 de milioane. O treime din populația Europei a fost... Și tot mulți suntem, știi? Și toți suntem. Bă, de trăit o treimă, n-ai cum. Ai, nu ne faci noi probleme. Acum mi-am să aminte de filmul ăla, Matrix, apropo de personaje negative și chestii care mi s-au părut interesante, replici interesante ale personajelor negative. Agentul Smith, mai ții minte? Da, fii atent, ai văzut ultimul Matrix? Da, nu prea mi-a plăcut. Nici mie, dar fii atent ce spune agentul Smith la un moment dat. Și a spus, băi, eu am găsit secretul. Eu nu trebuie să mai lucrez cu 0 și 1. Eu mi-am dat seama, ca să pot să mențin Matrix-ul ăsta, eu mă folosesc de emoțiile oamenilor. Emoțiile sunt cele care întunecă orice rațiune, orice 0 și 1. Și mă folosesc de emoțiile oamenilor și așa îi pot controla mult mai ușor. Foarte tare. Deci replica aia am vrut să o copii într-un fel, să o caut și să o pun pe Facebook. Și să le deschid oamenilor ochii că mereu funcționăm pe emoție. Nu funcționăm pe rațiune. Și e bine să funcționăm și pe emoție câteodată, dar la ora actuală, cred că toată lumea ne folosește pe bază de emoție și noi punem botul la toată combinația asta. Dacă te uiți la toate reclamele de la TV, toate sunt făcute pe emoție. Ai văzut vreo reclamă, că asta mă gândeam zilele trecute, sau vorbeam cu Fimiu, da, eram în supermarket cu Fimiu și Fimiu m-a întrebat că a văzut pe un carton din ăsta, era o poză cu un copil care râdea, erau medicamente pentru copil. Da. Și m-a întrebat că așa vorbește Fimiu, așa l-am învățat da. De mic. Ce râde asta ca prost aici? Zic că... Păi acum, tu crezi că ar cumpăra vreo mămică așa ceva dacă copilul plângea sau era... N-ar fi cumpărat nimeni. Corect. Deci, până la urmă, se vinde fericirea, care bineînțeles că nu există. Se vinde Bravo! Bă, în sfârșit văd și eu pe cineva care... Bine, fericirea nu există. Asta este un bullshit inventat de filmele americane, de industria americană. Hai să ne căutăm fericirea. What the fuck? Ce vorbești? Era țăranul român, se gândea, știa el ce era fericire? El nu se gândea la fericire, el se gândea la viața lui, ce urmează, se gândea la Dumnezeu să se împace cu ăla de sus și să n-aibă prea multe datorii. Da? Și cu asta basta. Noi acum căutăm fericirea. Ne zbatem în materialitatea asta și în lumea asta ostilă nouă. Și căutăm fericirea. Băi, păi sunteți proști. Ia calmați-vă, mă băieți, mă. Nu există fericire. Nu există fericire. Asta este o iluzie. Cum e și speranța. Bine, speranța la grecii antici era ultima, și când a dat Zeus cutia Pandorei, a făcut-o cadou omenire, știi? Și a deschis-o fratele lui Prometeu. Și când a deschis cutia Pandorei și toate relele din lume. Că Zeus era supărat pe Prometeu, de ce ai furat focurile de la oameni, de ce ai învățat pe oameni cum să facă fierul sau cum meșteșugurile pe care le-au învățat ei. Și Zeus de furie a adus puterea Pandorei, a dat-o pe pământ, tot ce înseamnă boală, foamete și tot ce înseamnă rău. Și ultima chestie rea care a ieșit a fost speranța. Speranța, mister, a ieșit din puterea Pandorei. Și la grecii antici speranța era ceva negativ. Culmea. Deși noi speranța în momentul de față o vedem ca pe ceva pozitiv. Speranța este o emoție până la urmă, dacă stai să te gândești bine. Speranța duce către așteptare și în momentul când ai așteptare și nu se îndeplinește chestia asta, intri într-o fază negativă. Eu sunt de acord cu tine că ar trebui totuși să judecăm de fiecare dată logic. Adică am un obiectiv, exact ce spuneai tu mai devreme. Vreau să ajung din punctul A până în punctul B. Asta mi se pare ok. A, că sunt mulțumit că mi-a ieșit sau că sunt fericit pe moment că am reușit să fac chestia aia, da.
A, fericirea aia supremă sau nu știu, aia poate pe lumea înaltă. Așa o văd eu. Deci, agree. Da, sunt total aici, de acord cu tine. Au fost multe momente în viața mea și cred că sunt în continuare mulți oameni care gândesc așa, în special evrei, care cred că ăsta e iadul, știi, pe pământ. Și eu sunt de acord cu tine. Bine, eu nu cred că iadul e un fel de, cum se cheamă, am lapsus acum, între iad și rai, cum se cheamă? Purgatoriu. Purgatoriu. Suntem într-un purgatoriu, nu cred că acum, în momentul de față. Într-un purgatoriu sau iad, că tot iad și aici, pe toate relele care se întâmplă pe pământul ăsta, exact ca unii admister. Păi, hai să-ți fac o logică. Eu și te întreb pe tine așa. Când Iisus Hristos a fost ispitit pe munte, pe muntele respectiv, de diavol, și diavolul a spus în felul următor, vezi lumea asta? Lumea asta ți-o dau ție. Ți-o dau ție pentru că trebuia să dai seama că lumea asta aparține diavolului. Și a spus Iisus Hristos, lumea asta să aparține, este a ta. Ia-o. Da? Nu Dumnezeu a spus cu asta. Lumea asta este a ta, adică lumea asta, adică aici în iad. Și dacă faci o paralelă la chestia asta, și încă o chestie. Dacă mai știi Vechiul Testament, când toți îngerii de căzut au căzut pe pământ. Pe pământ au căzut îngerii de căzuți. Da? Și îngerii de căzuți sunt tot diavoli, da? Așa-i numim noi. Pe pământ au căzut, nu s-au dus ei în iad, sau nu s-au dus în iad. Asta e vrăjeală. Și spun că îți dau N exemple că pământul ori este un fel de purgatoriu, ori este iad. În astea două. Da, acum eu nu sunt genul care să pună botul la ce s-a scris prin, fie că e vorba de scripturi sau de Biblie sau mai știu eu ce. Eu sunt Toma necredincios. Dar mie trebuie să mi-arăți. Adică în momentul în care îmi demonstrez că lucrurile stau așa, luând-o pe logică, atunci te cred. Până atunci, asta cu diavolul că i-a dat pământul sau omenirea lui Iisus, nu știu ce să zic, nu pot să-mi dau cu părerea. Că tu ai spus că așa i-a spus diavolul, nu l-ai auzit tu, corect? Nu, băi, mi se scrie în scripturi chestia asta, dar bun. Nu știu cine le-a scris, eu sunt de acord cu tine. Scop. Mister, eu sunt de acord cu tine. Dar când cineva vine și îmi aruncă chestiile astea pe tavă, eu vin cu argumente care sunt scrise în scripturi și până la urmă să ne gândim într-un fel. Societatea în care trăim este bazată pe dogma religiilor, dogma creștină, dogma budistă, dogma socialistă, că și socialismul și comunismul, socialismul și forma și comunismul a fost o formă de conducere a socialismului. Dar și astea sunt ideologii, da? Liberalismul, uite, democrația asta. Noi punem accent pe Dumnezeu, punem pe libertatea ta individuală cu care te-ai născut, da? Pe care o ai. Nu mai este Dumnezeu care să dea libertate sau papa sau nimeni. Tu te-ai născut, ai libertatea ta. Asta este crezul nostru. Libertatea, democrația. Da? Te jur să moară Cibilan, cine zice așa? Ce mă? Dacă mă gândeam că o să ajungem să avem genul ăsta de discuții și mă bucur foarte tare. Deci chiar îmi place de mort. Da? Da. Ai mai discutat vreodată cu cineva așa prin interviu? Nu, podcast? ești primul cu care discut chestiile astea, că mereu la podcast mă întreabă despre cariera mea, despre care a fost cel mai greu meci al tău, care a fost cel mai greu moment, și eu mereu trebuie să spun mereu aceeași poveste, știi? Da, până la urmă, asta interesează pe oameni. Bă, mai interesează și alte lucruri, plus că podcasturile astea sunt făcute tocmai ca să engage, cum să... Că cam așa în limba română pe care o stăpânesc la perfecție. Bine, podcasturile sunt făcute ca să discuți la liber. E ca și mai hai să stăm o bere la o par de vin. Exact. Asta am vrut să spun. Da, și unii care fie n-au chef să socializeze cu alții în seara respectivă și trag sticluța de vin, apă da. Sau suc sau whatever și socializează cu noi într-un mod indirect, deși se poate să ne și comentați dacă vreți, dacă vă place discuția noastră. Să dați și un așa un comment, un share și așa mai departe. Și na, mi se pare chiar foarte cool. Adică eu m-am uitat la Joe Rogan, de exemplu, nu știu dacă ai apucat vreodată să te uiți. Nu, n-am auzit de... Mă uitam inclusiv la podcasturile cu Tyson, știi? Da, și da. Eu am văzut un documentar cu Tyson pe tot așa, dar nu a fost podcast, că am fost un fel de stand-up.
făcut de el foarte tare, mi-a plăcut foarte mult. Dar la podcastul nu prea mă uit. Depinde acum de și de subiect, pentru că dacă e boring, ceea ce se întâmplă 90% din cazuri, da, dar în momentul în care te duci cu o discuție, am prins un podcast foarte mișto al aceluiași Joe Rogan cu Elon Musk. Apropo de oameni și acolo m-a șocat așa un pic discuția din care era tare Elon Musk, nu? El e tare prin ceea ce încearcă să facă și mai nou avea în 2020 un proiect care se numea Neuralink, care probabil în momentul de față este activ și vrea să facă un chip care ți-l bage în cap, nu pot să-ți explic așa cu termeni științifici, dar un chip ți-l bagă în cap, ăla are niște fire și dacă tu ai probleme de vedere, de exemplu, de auz sau nu știu ce, ți le poate repara. Adică se pare foarte tare. Păi cam așa, uite să spun o chestie. Era o carte foarte interesantă de Yuval Harari. Se cheamă Homo Deus. El a scris vreo trei cărți, Homo Sapiens, Homo Deus și 21 de ei pentru secolul 21. Eu sunt fan de-a lui Harari. Și la un moment dat spune omul, avem două opțiuni. Fie folosim tehnologia să ne ajute, fie tehnologia ne distruge. Inteligența artificială, că la un moment dat chiar ne domină viețile. Nu să scap de sub control. Da, Waze-ul. Dacă Waze-ul ție spune, du-te pe acolo, pe acolo, te duci pe acolo, mister. Deși tu poate știi, bă, dar dacă mergi pe partea aia, parcă ajung mai repede. Nu, te zici după Waze. Da, dar... Eu îți dau un exemplu de dependență de inteligență artificială. Da, ia gândește mai... Nu, să pleci fără telefon de acasă. Da, gândește-te la asta. Da, gândește-o pe asta. Da. Și de asta există două opțiuni. Fie ne folosim de tehnologie ca să ne îmbunătățim noi ca indivizi, da, să fim mai buni, fie ne distruge inteligența artificială. Da, tehnologia ne distruge, o să conducă absolut tot. Exact, asta trebuie să mergi mână-mână cu chestia asta, pentru că revin la... Da, noi oamenii ne folosim cam 10% din capacitatea creierului, știi? Sau pe acolo, că ori fi 12, că ori fi 11, nu știu, pe acolo. Odată cu treaba asta, spune același Elon Musk, o să poți să ajungi pe la un 15-20% la un... Se pare tare chestia asta. O să poți să le vitezi. O să, nu știu, să vorbești prin telepatie. Plus că poate să-ți ia la un moment dat toate informațiile pe care le stochează creierul tău și să le mute într-un alt corp, fie că e vorba de un Android, fie că e vorba de... Tu ai văzut filmul Carbon Modificat? Nu. Oh, mister, este demențial. Deci pe Netflix. Fac notițe, stai așa. Deci să te uiți, bine, la primul sezon, e foarte tare, Carbon Modificat. Și să vezi în viitor cum există oamenii matusalemici, ăia care trăiesc mii de ani. Și tot așa, iau tot ce ai tu pe creier, da? Iau memoria și tot așa. Au un fel de chip foarte șmecher inventat de cineva. Dacă ați vezi filmul, să-ți placă. Și corpurile se, cum se spune, ori le bagă la frigider, ori le reîncarnează, nu reîncarnează. Ce le face, mă? Cum se, care e, mă, procedeul ăla? Le... criogenează. Nu le criogenează, mă, le face, le bagă, le face ADN-ul. Cum, mă, că am un lapsus. Oaia, le clonează, mă. Le clonează pe anumite procedei de clonare. Înțelegi? Bă, e tare filmul și să vezi că care o să fie viitorul. Și ai să te sperii. Și îți pun semn de întrebare. Sunt multe chestii care, inclusiv ăsta cu app, știi, când, apropo de... App-ul e tare și care l-a plăcut. Bă, criminal, don't look up. Exact, da, exact, Don't Look Up. Up era un desen animat. Da, a fost... Dar e genial, filmul. Și să nu te audă nimeni. Cam așa se întâmplă în ziua de astăzi. Unul să aibă dreptate și... Bine, chestia asta e foarte interesantă dacă pui accent pe ceea ce se întâmplă cu fake news-urile. Tu gândești că noi trăim în momentul de față într-o eră a fake news-ului. Nu mai știi care știre este... adevărată, nu mai știi exact informația cât de multă veridicitate are, știi? Și trăim într-o epocă a minciunii, mister. Nu mai avem informații corecte la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și e problemă mare. Adică consider că
noi trebuie să avem grijă și la fel să avem grijă și copiii noștri, să educăm în așa fel încât să poată să discernă, să discernă ce este adevărat și ce este fals. Din păcate, da. E la fel ca în jurnalism, o știre trebuie verificată din trei surse diferite ca să știi, mă rog, nici atunci, în ziua de astăzi, dacă toată lumea se apucă să răspundească o minciună gogonată, atunci probabil că e mai greu să... Da, mister, dar în momentul de față, jurnaliștii care lucrează la CNN sau, uite, și în România la fel, că am văzut o emisiune la Marius Tucă Show, știi, între Marius Tucă și Ion Cristoiu. Și Ion Cristoiu a spus, băi, la ora actuală nu se mai face gazetărie adevărată, nu se mai verifică sursele. Pur și simplu vine televiziunea respectivă, preia o știre și automat o dă mai încolo, pentru că sunt leneși, nu mai ca înainte. Când era oia care trebuia să trimită reporter pe teren, să întrebe la băi, adevărat acolo ce se întâmplă? Nu. Ei prea o știre, da? Și o internalizează la ceea ce vor să facă ei și încep să comenteze. Cum vi se pare? Da, și numai experți avem peste tot. Experți de război, avem experți de Ucraina, experți de NATO. Deodată au apărut o mulțime de experți. Și am zis că, băi, mulțumesc frumos. Și stai ca prost, să te uiți. Și zic, băi, dar oare care este adevărul? Adevărul este relativ, zic eu, știi? Și cred că fiecare dintre noi avem adevărul nostru. Bine, acum să deții adevărul despre absolut orice, bănuiesc, n-ai unde să-l bagi, să stochezi atâta informație și cred că te pierde în detaliile astea. Adică, cred că ce ar fi mai important pentru fiecare, pentru mine, aia să nu mă bag în viața altora, să-mi văd de pătrățica mea, să-mi fac treaba mea bine cât pot de bine și să nu fac rău voit. Cam asta e filozofia mea de viață. Dacă pot să las și ceva în urma mea, să dau mai departe, astfel încât fiul să aibă șanse să ajungă cu creierul, nu știu, la 20, la 50%, I don't know, sau să facă în așa fel încât să răspundă la niște întrebări existențiale alături de alții, el singur, la un moment dat, sau să-i ajute pe alții, de ce nu? Până atunci nu stau să mă... Ok, mai citesc și eu știri, mă mai uit în stânga și în dreapta, dar încerc să mă abțin să nu... Da, îmi vine și să fac postări pe Facebook, mă abțin să-mi spun părerea și să spun, bă, voi sunteți proști, bă, nu puneți botul și văd comentarii. Bine, și mă atacă eu ca persoană fizică, ca persoană publică, nu pot să le spun oamenilor, bă, nu e ok așa. Dar spun eu că mă duc într-un război, da, care nu este al meu, și îmi fac dușman gratuit. Și eu, în loc să mă concentrez pe ceea ce pot eu să fac, să am o energie pozitivă în jurul meu. Da, mă, dacă am o stare testul, bă, Lucian, ultimă bulangie ce au făcut, mă. Și vorbesc cu tine și eu așa poate mă descarc de frustrare, știi? Dar am momente când îmi vine să pun pe Facebook și să spun la toți, bă, voi sunteți proști cu toți, da, n-aveți. Nu există. Bine, foarte mult și comentează de ampulile așa, adică n-au fără niciun fel de noimă, doar ca să se bage și ei într-o categorie de oameni, pentru că pe ei nu-i bagă nimeni în seamă și dacă e hater între hater, se ajută, adică se sprijină, se încurajează. Dacă dai un comentariu pozitiv, nu te bagă nimeni în seamă, știi? Așa se întâmplă cu ăștia pe care îi văd eu, cel puțin pe YouTube, pe TikTok. Deci, prieten, avem haterii de serviciu. Există. Dar poți să dai seama și de știre. Că există o știre adevărată despre persoana care a făcut ceva și mai vezi un coment negativ, ăla e hater. Dar în momentul când este o persoană care începe să fie detestată de toată lumea și vezi mai multe comentarii, aia nu mai sunt hater. Deja aia, și eu aș comenta, de exemplu, la o persoană, un om politician, să-i spun... un mare mincinos și un mare bulangiu sau nu știu, dau și un exemplu. Îmi vine să se spun, du-te măi manglitorule, că și mie îmi vine. Știi? Am momentele astea, dar trebuie să mă abțin. Eu trebuie să fiu acea persoană care este neutră și trebuie să-și vadă de pătrățica lui exact cum te vezi și tu de pătrățica ta. Dacă ar fi să trăiești în altă parte decât în România, unde ai vrea să te duci? Băi, sincer, mi-a plăcut foarte mult Spania. Spania, în sudul Spaniei. Sudul Spaniei, am fost în Malaga, mi-a plăcut o liniște și
soare și tot și, băi, cald. Nu aveai nevoie de nimic altceva. Sau mi-a plăcut foarte mult Coreea de Sud. Mi-a plăcut foarte mult... Mi-au plăcut foarte mult oamenii. Te-ai plimbat mult, adică nu poți să... Peste tot, da, am fost. Dar cam astea două țări, deci Spania și Coreea de Sud. Dintre toate locurile pe care le-ai văzut, Spania și Coreea de Sud ți-au plăcut. Și Australia a fost. Asta vreau să te întreb, de Australia vreau să și Australia faină. Și Australia faină. Ai fost și în Japonia totuși? Da, în Japonia nu. Nu? De ce? O lume plină de roboți. Roboți, mă refer oameni japonezi, sunt niște roboții care și coboară pe scară rulantă, stau unul după altul, aliniați așa, la zi, nu ca la noi, unul stă în față, unul stă în spate, nu? Se aliniază și coboară cu toții. Când intră în metrou, absolut, într-o ordine totală, așteaptă să iasă el, atunci nu se îmbulzesc ca la noi, știi? Dar n-aș trăi într-o lume din asta preconfigurată să fie într-un fel. Aș trăi într-o lume mai latină, mai să faci ceea ce simți tu, mister. Să ai libertatea aia, ca să nu vină societatea să-ți impună ție un mod de viață. Să ai modul tău de viață. Dar bine, acum bănuiesc că nimeni nu le pune lor pistolul la tâmplă să se comporte într-un anumit fel, numai că ei așa au învățat. Dacă sunt unii mai răsăriți care zic, domne, da, vreau să fiu antreprenor, vreau să fiu propriul meu șef, bănuiesc că se poate și acolo, nu e ca în alte țări comuniste. Da, minte, sau... dacă duci în America și bei bere pe marginea pădurii, vine poliția și te arestează. Dacă te duci în America să dai muzică la max, vine poliția și te închide muzica. Păi nu-i ții minte pe aia, era și la știri că au tăiat porcul românii în New York. Da. Păi, despre asta vorbim. Nu ai libertatea aia, că eu chiar am un prieten foarte mult care este în America și mi-a explicat ce se întâmplă acolo. Eu, societate unde nu aș vrea să trăiesc. Nu vreau ca acea societate să-mi impună mie, n-am voie să pun muzica puțin mai tare, că îl deranjez pe vecinul mai încolo. Nu suport chestia asta. Eu vreau să libertatea mea să o am. Vreau să stau frumos la grătar. Trebuie să ții și cont de ăilalți, îți dai seama. Adică... Da, mă, eu, mister, da, uite, eu n-am vecini la mine, la Iași, de exemplu, și au concerte, mai odată, sâmbătă, duminică, mai dau drumul la muzică. Nu mă deranjează, lasă-mă să pună, că și eu dau drumul la muzică dacă vreau. Da, deci, cum să spun eu ție, nu sunt din ăștia habotnici, nu într-o bucată, bă, ce ai făcut, acum chem poliția. Nu-mi place genul ăsta de societate, îmi place o societate mai permisivă, da, și să facem toată... Trebuie să fie și relaxați la cap oamenii, pentru că păi nu prea da, cum. Păi nu sunt relaxați, sunt stresați, sunt din aia ciufuți, au o viață nasoală în timpul zilei, mai vin acasă, familia la fel, se mai întâmplă și copiii, mai pune și vecinul muzică, bă, ce se întâmplă? Ai câte 3-4 rate la o casă sau ceva de genul ăsta sau cum facă ei acolo? Păi da, păi ei trăiesc toată viața pe datorie, mă. Deci toată viața lor trăiesc pe datorie. La fel și în Germania, la fel și în multe state europene și occidentale. Și de ce crezi tu că se întâmplă chestia asta? De ce nu poate să-și ducă alt fel de viață? Pentru că așa au fost obișnuiți. Fiecare trăiesc într-o bulă de adevăr. Au adevărul lor. Dacă ei consideră că toată lumea așa casă cu chirie, pe așa trebuie să luăm noi cu toți. Noi românii, de exemplu, avem bula noastră de a fi proprietari. Exact, da. Da? E foarte tare. În sfârșit aveți noi, poate la cât am vândut din țara asta, măcar să rămânem proprietățile noastre, știi? E bula noastră, avem noi proprietari. Și eu și mie îmi place proprietari, nu-mi place să stau cu chirie, de exemplu, că am nesiguranța aia de ziua de mâine. Și noi mereu vrem să avem casa noastră ca să avem așa o siguranță, știi? Să mereu să avem așa câte o ancoră din aia care să ne țină dacă în caz că se întâmplă ceva, știi? Dar dacă în afară n-ai casă, nu ai bani să-ți plătești chiria, ce faci? Să ai în stradă? Nu te duci. Da, nu știu ce să zic. Aici eu sunt pro-chirie. Adică... Eu sunt anti-chirie. Nu sunt, urăsc chiria. Mie nu-mi plac chestiile care să mă țină legat. Adică o casă, în momentul în care ai o casă, îți cade, cine știe, vreo creangă pe casă, trebuie să stai să o repari, se face igrasie, se face... De ce să nu pot să mă concentrez pe chestiile care îmi fac mie bine și familiei mele, să trebuiască să fiu sclavul casei sau sclavul mașinii? Păi și ce, la chirie, dacă în chirie, dacă se strică o priză... Ce e a mea? Păi și cum trebuie să înlocuiești priza? O înlocuiesc. Dacă plouă... Dacă plouă... despre chestii majore până bine, am înțeles, eu înțeleg ce vreau să spun, da. Ce vrei să spui, da?
Nu știu, mister. Eu sunt genul de, care, în momentul în care dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva, să știu că ce am în rucsac aia mi-e suficient, adică să pot să bag tot ce-mi trebuie într-un rucsac și să pot să plec. Eu sunt opusul tău. Eu trebuie să am casă, să am siguranță, să știu că am unde să trag, dacă în caz vreodată o să mă duc pe apa Sâmbetei, să știu unde să ajung, să știu, să am familia acolo care mă așteaptă. Nu-mi place să-mi iau rucsacul și să fiu a nimănui. Să am nesiguranța aia. Și mie, eu mă duc de mână cu nevastă mea, bine, și cu copilul, dacă e caz. Am făcut chestia asta de vreo 3-4 ori până acum. Nu știu cât de bine îi face copilului pe de altă parte. Da. Că are și el nevoie de un pic de la copii altfel. Are prieteni acolo, adică a făcut clasa 1-4 acolo, acum am venit în România înapoi. E și bine, e și rău. Dar una peste alta, da, am asta era ideea. Da, eu cred că ăsta e modul tău de a fi liber, mister. Eu cred că ăsta e... Da, nu mi-a plăcut niciodată, adică am încercat pe cât posibil să fug de șefi, am încercat să-mi fac singur treaba după cum bine vezi, știi? Adică dacă pot să fac ceva singur, să încerc chestiile astea și să depind de cât mai puțină lume. Singur, da, știi care este chestia, mister? Eu sunt de acord cu tine, dar... Concluzia este că la un moment dat tot o să depinzi de cineva. Absolut. Părere de rău spun lucrul ăsta. Toți depindem unii de alții. De acord, dar nu vreau să vii, adică dacă e să depind de, uite, de un invitat ca tine, care să tu puteai să-mi zici da sau puteai să-mi spui nu. Înțelegi? Da. Dar nu vreau tu să-mi spui, bă, tu trebuie să vii mâine să facem podcast împreună. Eu te întreb, Cătăline, tu poți să faci chestia asta cu mine? Și tu mi-ai spus da. Păi. Și eu zic mulțumesc frumos, păi te facem chestia asta, m-am bucurat. Că ne ajutăm reciproc, asta e altceva. Că suntem colegi, da. Dar nu vreau pe cineva care să-mi spună mie ce am de făcut. Nu, da, vreau... am înțeles, da, nu-ți plac șefii. Da. Am înțeles. Hai, păi ce mai bine să fii antreprenor. Să fii tu propriul tău șef. Exact. Acum mă ocup de imobiliere, sunt agent imobiliar, păi, și fac chestia asta. Uite asta, uite și eu la fel, uite și eu. Am sala mea, eu sunt șeful sălii mele. De asta eu înțeleg, te înțeleg din punctul ăsta de vedere. Japonezii ăia săraci sunt obișnuiți să meargă. I-am văzut, știi, că era o reclamă la un moment dat cu unul care stătea cu gagica la masă și i-a luat mâna la un moment dat și o folosea ca și cum era mouse. Știi, că se uita în ochii ăia ca și cum i-ar spune ceva important. Știi? Da, da, da. Și a luat mâna și a început să o miște că ea muncesc săraci până când leșină. Mie nu mai zic că nu mai au viață personală. Și au o problemă sexuală, mister, nu se mai împerechează, ei trăiesc într-o lume virtuală, ei fac sex virtual. Tu înțelegi că ei nu se mai întâlnesc, se întâlnească, hai bă, să ieșim și noi la o suc, la o cafea. Nu există așa ceva. Eu, și tocmai o problemă foarte mare de natalitate în Japonia, că nu se mai întâlnesc, nu mai au efectiv acea, cum să spun, acea părticică de realitate pe care trebuia să o aibă, nu mai au. Tu ai fost vreodată angajat? Da. Am fost agent de pază? Păi am fost, bine, agent de pază, am lucrat, am avut șef, s-a luat șeful. Păi țin minte că eram agent de pază și venea poliția în control și punea chilotestul, ai băut ceva? Hai să mă, și eu eram la facultate, învățat pentru drept civil. Și momente din astea am avut și eu, cum să nu? M-am avut mister, momente umilitoare în viața mea, dar asta nu înseamnă că e ceva negativ. Mă pot înțelege cu șeful, s-a luat șeful, ce faci șeful? În caz că șeful nu mai înțeleg cu el, spun, bă, gata, pa la revedere. Am avut un moment când tot așa era foarte frig afară și m-am dus la recepție să stau acolo, că mă murea de frig. Și vine și îmi spune mie, nu, te duci afară să direcționezi mașinile și să faci aia și să faci aia. Și eu m-am enervat și am spus, da, bine, nu dau demisia, pa la revedere. Nu există, adică există, trebuie să fie calea de mijloc. Calea de mijloc, bă. Nu trebuie să fii sclav cu plantație, dar nici nu trebuie să te crezi mai mare ca șeful tău. Trebuie să fii acolo, undeva la mijloc. Eu așa văd lucrurile. Știi? Și în politică la fel eram. Tot așa, în politică știam cine e șeful de partid, îl respectam. Salutare, ce face domnul președinte? Cum să nu? Vă duc la restaurant, nu e nicio problemă. Dar nici nu eram să pot domnul președinte, ia, vină încoace să dăm valiza, dăm să scar actele. Mai vezi ceva, domnul președinte? Nu. Am reușit să păstrez așa o anumită doză de egalitate între a fi servil și de a fi, cum să spun, independent. Undeva la mijloc.
Felicitări. Da. Ce să zic? Mister, prieten, eu am frustrări foarte mari. Și eu sunt frustrat. Eu urăsc oamenii cu bani, care au bani. Nu-i suport. Și problema este, mi-a pus în bădea, de ce nu înghit oamenii cu bani, frate? Pentru că sunt invidios. Pentru că au bani și nu ne ajută pe noi. Înțelegi? Păi, spune o întrebare logică. De ce nu suport oamenii cu bani? Pentru că au bani și nu-mi dau și mie bani. Să știi că, de fapt, răspunsul în deep-ul tău ăsta este. De acolo e frustrarea, știi? Mai e și povestea că, bă, învăț de la aia cu bani să fac și eu bani. Dar problema este că degeaba înveți de la aia dacă tu n-ai bani cu care să pune să faci bani. Eu n-am o problemă cu oamenii cu bani care nu-s melteni. Știi? Adică am cunoscut o grămadă de oameni cu bani, mai ales prin natura meserilor mele, atât ca actor, cât și ca antrenor de tenis și mai ales și ca jucător de golf, că am mai făcut și chestia asta. Și oamenii care au făcut bani, care au muncit ca lumea, se văd. Aia sunt cu obrazul fin. Meltenii, pe aia, nici eu nu-i suport pe aia. Aia care erau unii care veneau cu elicopterul la terenul de golf. Să știu ei care sunt. Deci stai seama. Și asta se întâmpla pe undeva pe la Alba Iulia. Doamne iartă, mă vii cu elicopterul. Da, nu mai zic, bă, mi se dă, eu aveam, vorbești de chestia asta, dar eram invitat de mamă, de nu știu care patron și bine, bă, moro, ce faci, adică mă? Eu nu m-am ofticat. Bă, ce faci, mă, pui ce mănânci, mă, bă, ia, mă, ce vrei tu să mănânci, mă, dă-i lui moro, bă, să ia ce vrei acolo, pac, 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 ia, mă, moro, ia, mă, mănâncă, mă. Bă, și am ajuns la concluzia, bă, mâncați, eu vin la masă lui ăsta, de ce, care bai? Vin la masă lui ăsta cu ție care și eu îmi permit să plătesc ceea ce a plătit și el, știi? Și la un moment dat, dacă treci la omul ăla, îi cere, bă, arătă-mă și mie cu o sponsorizare, stai să facem un parteneriat, că facem o chestie. A, tati, dar e greu pentru mine, nu, na, dar n-am bani, nu merge, nu am cum, nu, dar bine, după aia băiețașul se urcă, mașină, șmecher, frumos, când merge în club, cheltuie 10.000 de euro pe șampanie sau pe alte nebunii, știi? Dar să fac o chestie... E banii lui? E banii lui, e banii lui, corect. Dar tu ai înțeles. Și mă frustrează chestia asta. Deci nu e bine. Dar mă frustrează. Bă, cum ai așa de mulți bani? Bă, în România s-au furat. Deci știu foarte bine ce naiba. Da, adică știu. Eu știu. Sunt convins că pentru un om care a făcut banii ca lumea, legal, eu cred că n-ai avea o problemă. Păi nu am. Eu cu oamenii ăștia, bă, am, de exemplu, parteneri în momentul de față. De exemplu, firma Telur, nu, că nu fac nicio reclamă, dar băiatul ăla de la Telur e un om care a fost profesor de educație fizică și a creat un imperiu. Păi ăla știi cum e omul ăla, mă, mister? E un om ca noi. Și e milionar, să înțelegem. Deci, e un om simplu, foarte, bă, deci am răspălărea. Așa, dacă vreau să fiu bogat, mi-aș dori să fiu și eu ca el. Pentru că are un bun simț, are o chestie și... Bă, să știi că sunt din ce în ce mai mulți ăștia. Tu știi ce plăcere am și mă bucur pentru orice chestie. Dacă, nu știu, bă, m-a listat la bursă Cătălin și eram supărat și eu pentru el. De ce? Pentru că, uite, un om care m-a ajutat, dar nu a trebuit niciodată să fiu, într-un fel, să-mi dea o palmă peste cap, să creadă el mare. Nu, bă, exact. Da, mă, și ia și mănâncă ce vrei. Da, ia, mă, da. N-a avut niciodată chestia asta. Și am un respect față de... Și mai sunt mulți. Sunt vă doi sau trei oameni cu bani pe care respect și sunt ok. Adică sunt ok, îmi face plăcere să stau. Și nu m-aș supăra, bă, că te gata, nu mai pot lucra, că uite, nu mai am buget. Nu am problemă. Dar, bă, m-ai ajutat, da? Pentru că noi, oamenii, funcționăm pe recompense, mister. Pe recompense. Și tu, dacă cineva te recompensează la un moment dat, te supe, te enervezi, devii frustrat, da? Toți funcționăm pe recompense. Oferim, dăruim. Prima oară dăruim, după aia primim și așa mai departe. Așa funcționăm. La fel și conjunctura. Conjunctura e importantă. Am avut prietenii adevărate, că nu suntem prieteni. Bă, proștilor, toți suntem prieteni de conjunctură. Și trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Corect. Nu trebuie să ne apucăm de plâns. Mamă, prietenul meu adevărat, tovarășul meu m-a trădat pentru...
Bă, ia calmați-vă, mă, băieți, mă. Păi nu e și vorba aia, prietenul la nevoie se cunoaște. Ce vorbești? Bă, conjunctura, fiți conștienți. Există familia, există poate prietenii copilărie cu care mai ții legătura, așa? Și prietenii conjunctură cu care ești la grătar, cu care faci afaceri, cu care te întâlnești. Da, fiecare vrea ceva de la tine. Eu vreau de la tine. Dar toți vrem unii de la alții. Exact, și o stare de bine, nu știu. Dar în importanță, orice. Bă, toți vrem unii de la alții. Trebuie să fii conștienți de lucrul ăsta. Iar dacă așteptările noastre nu se ridică la nivel la ceea ce vrem noi, mai sunt prieten cu tine, fratele meu. Bă, hai să fim puțin pragmatici și realiști în tot ce ne conjoară. Wow, a fost foarte mișto. Cătăline, nici nu știu când a trecut timpul. Da, mă bucur. A fost o reală plăcere. Sincer să fiu, nu mă așteptam, o zic a treia oară. De ce? Da, nu, da. Sincer, nu mă așteptam că ne zicem așa, că mie îmi place genul ăsta de discuții, dar nu știam că, ești și tu atras de genul ăsta de dialog, știi? Da, n-am mai avut, am mai avut podcasturi, dar n-am mai discutat subiectele astea, pentru că am avut ocazia, că mereu vineau cu tot felul de întrebări și n-am reușit să sar la... Plus că tu ca interlocutor mă lași să mă manifest, să vorbesc, dar mulți dintre interlocutori mă opresc, stop. Da, stai, da, și dai seama că mă întrerupe și nu mai pot să-mi duc ideea până la cap. O iau ca pe un compliment. Păi, și... e, mă, mister, tocmai despre asta este vorba. Trebuie să știi să scoți de la invitatul tău anumite lucruri. Dacă nu sunt eu fericit, atunci cine să fie fericit acum, pentru că am scos de la Cătălin tot ce a scos el astăzi pe gură. Și încă o dată mii de mulțumiri. Eu îți mulțumesc frumos că m-ai invitat, să dea bunul Dumnezeu să rămânem așa cum suntem fiecare și să ne acceptăm așa cum suntem. Deci, dacă nu vin cel puțin cu fiul meu, că am zis că și eu vin dar să mă apuc. Te aștept cu cea mai mare plăcere. Vin să-ți fac praf să aceștia pe aici. Gata. Pe tot ce trebuie. Fraților, mulțumim frumos că v-ați uitat. Ceau, vă pup. Ne vedem săptămâna viitoare cu premiera duminică de la ora 19:30. V-am pupat. Ceau. Ceau.